Bună ziua, dragii mei, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre amidon. Amidonul este un poliglucid foarte răspândit în regnul vegetal și se găsește depus în semințe tubercul tulpină rădăcini, constituind o rezervă pentru plantă. În celulele plantelor, amidonul se găsește sub formă de granule microscopice cu dimensiuni între 20 și 100 de microni. Forma, structura și cantitatea granulelor variază de la o plantă la alta. Astfel, în semințe de orez, amidonul se găsește în proporție 29-90%, în cele de porumb până la 75%, în tubercul de cartofi până la 25%, și așa mai departe. Industrial, amidonul se extrage din cartofi, orez, grâu, porumb, constituind materia primă pentru obținerea dextrinei și a glucozei. De asemenea, amidonul este folosit și la fabricarea unor produse zaharoase în industria textilă, la apretarea firelor și țesuturilor, imprimarea țesuturilor, industria farmaceutică și în alte domenii. La noi în țară, grâul este folosit mai puțin ca materie primă pentru obținerea amidonului. Cu stima și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. PS, care înseamnă post-scriptum. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, nu uitați să vă abonați.